Cosmosul poate fi un loc periculos. Haideți să luăm găurile negre drept exemplu. Sunt unele dintre cele mai violente corpuri cerești din universul nostru, destul de puternice pentru a rupe pur și simplu stelele în bucăți mici. Arma lor secretă este forța gravitațională. Cu cât mai multă masă se contractă într-un loc mic, cu atât forța gravitațională a acelui corp va deveni mai mare. Pentru a putea compara acea putere gravitațională folosind Pământul, vom fi nevoiți să-l contractăm într-un spațiu cât un centimetru. Imaginați-vă doar toată planeta noastră presată într-un spațiu de un centimetru. Dar adevăratele găuri negre sunt mult mai mari de un centimetru și au o masă mult mai mare decât cea a Pământului. Astăzi vom vorbi despre cât de mari pot deveni găurile negre. Avem trei tipuri comune de găuri negre. 1. Cele mai mici se numesc găuri negre stelare. Acestea se formează atunci când toată materia rezultată în urma exploziei unei stele uriașe se contractă într-un singur loc. Să luăm drept exemplu o gaură neagră cu diametrul de 65 de kilometri, adică cam distanța dintre București și Giurgiu. Dar cu toate că acest spațiu este relativ mic, ea are o masă totală echivalentă cu 11 sori, precum cel din sistemul nostru solar. Tot în această categorie avem o gaură neagră care se află într-o galaxie numită M33. Aceasta are diametrul de 93 de kilometri și are o masă totală echivalentă cu 15,7 sori de dimensiunea celui din sistemul solar. 2. Următoarea clasă se numește gaură neagră cu masă intermediară. Din această clasă, cea mai mică gaură neagră are un diametru de 2350 de kilometri, echivalent cu distanța dintre București și Paris. Potrivit mai multor calcule, masa acestui tip de găuri negre este echivalentă cu masa a 400 de sori. Dar trecem la unele dintre cele mai mari găuri negre din această clasă, așadar, din acest moment, găurile negre încep să devină prea mari pentru a fi comparate cu planeta noastră, dar reprezintă ceva extraordinar când ne referim la masa pe care o conține o astfel de gaură. Unele au un diametru de peste 276.000 de kilometri, fiind aproape de două ori mai mare decât planeta Jupiter. În interiorul unei asemenea găuri se află o masă echivalentă cu aproape 50.000 de sori. Doar imaginați-vă acest lucru. 3. Totuși, aceste găuri negre sunt minuscule comparativ cu următoarea clasă, numită și clasa găurilor negre supermasive. Da, acesta este un termen științific, nu l-am inventat noi. În această clasă se încadrează și gaura neagră Sagittarius A-Star, care este situată în centrul galaxiei noastre, Calea Lactee. Are un diametru total de 23,5 milioane de kilometri. Ar fi nevoie de 168 de planete de dimensiunea lui Jupiter pentru a putea segmenta această dimensiune. Masa totală a acestui corp ceresc este echivalentă cu 4 milioane de sori din sistemul nostru solar. Posibil că această dimensiune poate părea mare, dar Sagittarius A-Star este o gaură neagră relativ mică comparativă cu alte găuri negre supermasive. Haideți să vorbim despre gaura neagră din centrul galaxiei vecine, galaxia Andromeda. Aceasta are un diametru de 830 de milioane de kilometri, mai mare decât întreaga orbită a planetei Jupiter în jurul Soarelui. Aceasta are o masă egală cu 140 de milioane de sori. În cele din urmă am vorbit despre una dintre cele mai mari găuri negre din univers, dar totuși nu am găsit niciuna care să depășească dimensiunea sistemului nostru solar. Haideți să aruncăm o privire către gaura neagră supermasivă din centrul galaxiei Sombrero. Aceasta are un diametru de 3,21 de miliarde de kilometri. Această distanță este mai mare decât lungimea orbitei planetei Uranus în jurul Soarelui și are masa egală cu 660 de milioane de sori. Totuși, gaura neagră din centrul galaxiei Sombrero nu este foarte mare comparativ cu gaura neagră supermasivă din centrul galaxiei Messier 87. Aceasta este atât de masivă încât astronomii au putut observa prezența ei de la 55 de milioane de ani lumină. Are un diametru de 38,6 miliarde de kilometri și conține masa a 6,5 miliarde de sori.
Cu toate astea, chiar și cu o dimensiune atât de impresionantă, această gaură neagră supermasivă tot nu este suficient de mare pentru a cuprinde întreaga dimensiune a sistemului nostru solar. Deci, trebuie să aruncăm o privire către una dintre cele mai mari supermasive găuri negre. Are un diametru egal cu 125 de miliarde de kilometri. Ca să înțelegeți mai bine această dimensiune, este aproximativ 40% din totalul sistemului nostru solar potrivit cercetătorilor. Are o masă echivalentă cu masa a 21 de miliarde de stele precum soarele nostru. Deci, găurile negre pot avea dimensiuni variate, de la dimensiunea unui oraș mic până la de câteva milioane de ori mai mari decât planetele sau stelele din univers. Depinde doar de cât de multă masă are respectiva gaură negră. Asta dovedește faptul că atunci când vine vorba de cosmos, mărimea nu este singurul lucru care contează. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!